Bun găsit, dragilor, la un nou episod de podcast. Sunt Geanina. Astăzi vom vorbi despre sexualitate, despre feminitate, despre menstruație, alături de o femeie pe care eu am cunoscut-o de pe Instagram, de pe social media. De fapt, acum mi-am adus aminte că n-am cunoscut-o chiar de acolo, ci de la o prietenă foarte bună de-a mea, medic stomatolog, care a lucrat cu ea, i-a citit cărțile, apoi mi-a zis în acel moment al vieții mele de invitata mea, nu-i dau numele încă, și mi-a spus așa: băi, să știi că, uite, dacă vei apela și tu la ea, la toate programele ei, vei citi cartea, cu siguranță te va ajuta să-ți transformi viața. Nu eram eu pregătită în momentul acela, acum vreo 7 ani, 8 ani, cred, de întâlnirea cu ea, însă am revăzut-o pe Instagram, pentru că ne-a și zis că în perioada pandemiei și-a deschis Instagram-ul și a început să posteze acolo. Și eu am văzut-o acum 2 ani de zile și mi-am adus aminte, zic, uite, de fata asta mi-a zis prietena mea. Și atunci am început să urmăresc postările, să particip la evenimentele ei, care pe perioada aia era online, și am zis, da, e ceea ce am nevoie în acest moment. Și din acest spațiu am gândit să o invit și pe ea aici în studio, să împărtășească cu noi din învățăturile ei, din experiențele ei, tocmai pentru că avem nevoie în această perioadă, care e o perioadă, din câte am auzit și eu, destul de transformatoare pentru planeta Pământ. Avem nevoie din această perioadă de așa un boost de energie, de o nouă viziune, de o nouă perspectivă cu care, bineînțeles, dacă vom rezona, vom fi acolo pe acea cale. Dacă nu rezonăm, nu e nicio problemă, toate la timpul lor. Adela Haru este invitata mea de astăzi. Bun găsit, Adela, și îți mulțumesc mult că ai venit în studio la noi. Bine te regăsesc și mulțumesc de invitație. De la Cluj, taman la București. Da, am avut o aterizare interesantă. Aterizare așa, la nivel emoțional, energetic. M-am întors așa puțin, am avut parte de niște experiențe cu taximetriștii din București, un pic mai intense, emoțional, și chiar simțeam așa că intrasem pe un struggle. După care am simțit așa foarte multă oboseală și înainte să vin la tine mi-am amintit de Adela, practică ceea ce tu predici. Și după o respirație chiar pot să zic că mi-am revenit. Și dacă cu respirația am aterizat la București, cu respirația o să și închei, pentru că în acest weekend sunt aici cu un workshop de respirație. Abia aștept să particip mâine. Te cheamă Bucureștiul așa, deși tu îți petreci viața mai mult în Cluj. Da, da, sunt foarte multe, în special femei, foarte frumoase, foarte deschise, frumoase la suflet, frumoase în toate aspectele, care rezonează destul de mult cu ceea ce fac eu și atunci mai tot vin pe aici. Eu mă simt bine. Dar nu te-ai gândit vreodată să te muți în București? Mi-a trecut așa prin cap. Doar din punct de vedere profesional m-aș muta, însă eu caut mereu locuri unde să am natura aproape, să am o pădure aproape, să am copaci, pentru că n-aș putea fără, adică nu mai pot fără. Serios? Da, fără natură în zona mea. Dar de ce? Adică te duci zilnic undeva în pădure sau în natură sau de ce îți place? Îmi place pentru că e și parte din ființa mea, din tot ceea ce eu fac, naturalețea. Și eu predic naturalețea, chiar mi se pare amuzant că vorbesc atât de mult despre naturalețe, pentru că simt că e foarte mare carență în viața urbană de naturalețe. Pierzând contactul cu natura, nu mai știm nici ce este natural ființei noastre umane și ce este nenatural, în condițiile în care e și multă tehnologie și mult artificial, din ce în ce mai mult, și îndepărtându-ne de ceea ce este natural, inevitabil, eu zic că ajungem să suferim. Și atunci, dacă vrem să ne fie bine, eu zic că asta e o cale, pentru că noi n-am fost creați, corpul ăsta n-a fost creat pentru mediul acesta în care noi locuim acum. Dar cum să ne întoarcem la naturalețe? Ce înseamnă asta? A ne întoarce la tot ce înseamnă ritmuri naturale, la a pune mâna pe pământ, a atinge, nu știu, pământul cu tălpile, pământul, nu asfaltul, a simți viața din tot ceea ce mișcă în natură. Atunci îți dai seama că e aceeași viață, e aceeași energie care te pătrunde și pe tine. și te reconectează la niște ritmuri. Și unul dintre ritmurile despre care eu tot vorbesc foarte mult este acest ciclu feminin, care nu întâmplător în viața urbană femeile suferă de o dereglare puternică de ciclu feminin, pentru că ciclu feminin este practic instrumentul pus de natură în pântecul nostru ca să ne țină conectate la natură, să ne mențină sănătoase din toate punctele de vedere, nu doar fizic, ci și energetic și emoțional. Și dacă acest ciclu este dereglat, este dat peste cap, vine, nu vine, e foarte dificil atunci pentru corpul nostru să se autovindece sau să-și facă curățările și să-și ia hrana de care are nevoie. Și uite așa, ăsta este primul ritm cu care pierdem contactul. Ciclul feminin, care culmea este racordat la ciclul naturii, care și el este dat un pic peste cap în această perioadă. Am avut o iarnă foarte caldă, de exemplu, și acest ciclu mai este racordat și la ritmurile lunii. Și deși în trecut se considera că toate astea sunt niște, nu știu, superstiții, credințe de vrăjitoare sau tot felul, acum s-a descoperit că nu, e pe bune, adică e chiar fizică, e chimie. Influențele lunii asupra corpului feminin sunt mult mai puternice decât asupra corpului masculin, de exemplu. Tocmai pentru că corpul feminin este creat să ducă și să conțină mai multă apă și are uterul și are aceste aspecte de lichide feminine, printre care sângele menstrual. Și atunci este puternic influențat de lună și dacă își pierde inclusiv racordarea la ritmurile lunii, începe să sufere corpul nostru. Și exact așa cum influențează luna apele oceanelor, la fel influențează și corpul nostru. Bine, și corpul bărbaților, pentru că corpul uman este apă în procent foarte mare, dar mai ales corpul feminin, prin această ciclicitate de 28, 29, cam 29,5 ar fi, pentru că ăsta e o ciclul lunii, cam ăsta e și ciclul femeii, deloc întâmplător, nu? Da, exact. Și spune menstrual tocmai de la mens, de la lună. În limba română noi avem lunar, care înseamnă și, sau lună, înseamnă și lună și lună calendaristică. Noi avem acest cuvânt pentru ambele. Și mai spunem și noi în cercurile de femei mai folosim această expresie a luna. Ce fain! Da, este un verb creat de noi. A luna. Eu lunez, tu lunezi. Asta înseamnă că în momentul în care eu menstruez, mă racordez foarte puternic la lună și la pământ. Este ceea ce femeia din mediul urban a cam pierdut. Pierdut foarte mult și prin asta a pierdut, zic eu, contactul cu o comoară puternică din interiorul ei. Pentru că societatea ne-a dresat așa, mai ales în ultimii 60 de ani, să... Cam de când a apărut, cred că, pilula contraceptivă, foarte interesant, care, by the way, creează un ciclu artificial, ne-a învățat cumva să ne comportăm ca bărbații, adică ca și cum n-am fi la menstruație. Adică ai menstruație, nu, comportă ca și cum n-ai avea, adică ascunde-o bine, nu cumva să te pătezi, nu cumva să știe lumea, pentru că e rușinos. Și uite așa a devenit o parte atât de importantă din corpul nostru, a ajuns să fie acoperită cu rușine, cu vinovăție, a devenit un tabu, la fel ca și sexualitatea implicit. Dar de ce ne e rușine să spunem? De exemplu, dacă eu vin aici la podcast, da, și mi-a venit menstruația și acum mă feresc de colegii mei să nu le zic, băi, mai stați puțin 10 minute că am așa un pic de amețeală că am și eu niște stări în corp. Nu, adică nu trebuie să stau aici supărată, vreau, nu vreau, sau nu știu, nu le spun deloc. De ce ne ascundem? Adică nu suntem oameni până la urmă, să zic că lucrez împreună, exact și la serviciu la mine, când lucram înainte în televiziune. Au fost zile în care chiar n-am putut să vin la serviciu pentru că mă dureau ovarele, da? Spuneam șefului, măi, mi-a venit menstruația, adică să știe omul, să nu știe că am stat toată noaptea la șpriț și că n-am fost în starea a doua zi, să, așa. Și știți, vedeam așa, știi, că îmi dădea cu sin să zic și după aia, ok, bine, știi, sau da, chiar și nu poți să vii și tu nu poți să iei niște pastile, nu pot, că mi-e rău, știi? Că eu n-am nicio problemă cu asta, să zic, dovadă că o și zic acum. Dar sunt foarte multe femei, într-adevăr, care se feresc. De ce te ferești? O să râs, dar mi-ai amintit că am avut și eu problema asta câte vremea că eram angajată și asta a fost unul dintre motivele pentru care mi-am dat demisia. Serios? Da, pentru că în fiecare lună trebuia să-l sun pe șeful meu și să-i explic de ce nu vreau și nu simt să vin la serviciu, ceea ce el refuza să înțeleagă și mă trimitea la medic să-mi iau concediu medical. Și am zis, dacă trebuie să-mi iau concediu medical în fiecare lună pentru cele 3 zile, prefer să renunț la chestia asta. Am fost foarte, foarte așa hotărâtă atunci. Apoi am cercetat un pic mai mult fenomenul să văd ce s-a întâmplat de au ajuns femeile aici. Deci s-a ajuns aici. Și s-a ajuns aici pentru că încă suntem mult în patriarhat, încă avem multe reminiscențe patriarhale și practic patriarhatul, această energie a masculinului distorsionat, dominator, cum îi mai spun eu, a redus la tăcere tot ce înseamnă feminin, inclusiv în cazul femeilor, să nu se vorbească despre corpul feminin, să nu se știe prea multe. Însă cu toate astea, femeile aveau ritualurile lor, aveau cortul roșu în lechime, ritualurile lor de conectare cu pământul când menstruau și de a-și spune poveștile și așa mai departe. Ce s-a întâmplat a fost odată cu epoca industrializării, când a început fenomenul industrializării și femeile au fost trimise să lucreze în fabrici pentru a produce industrie de armament. Dacă știm că atunci cu războaiele s-a început și din ziua în care femeile au început să lucreze acel full-time de 8 ore, care este total contraintuitiv și împotriva felului în care corpul feminin a fost creat, 8 ore, nu știu, 6 zile pe săptămână sau cât, din acel moment chiar li s-a interzis femeilor să se plângă sau să vorbească despre asta, s-a considerat că a vorbi despre menstruația ta înseamnă să te plângi sau s-a indus inclusiv în biserică că ar fi ceva rușinos. Exact. Și nu este absolut nimic rușinos, doar că mai mult în partea occidentală s-a pus așa un nor de rușine pe partea asta. Când, de fapt, femeia la menstruație este femeia care are nevoie să stea acasă, să stea cu ea, să se regenereze și poate chiar să-și evalueze luna, să-și dea seama ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat cu corpul ei, cu sufletul ei și să știe că la menstruație ea practic purifică foarte mult. Inclusiv emoțional. Corpul ei purifică emoțional când se află la menstruație. Înseamnă că curăță tot ceea ce ea a preluat în sistem, inclusiv pe cale sexuală de la partenerul ei. Ce fain! Și inclusiv aspectele sau chiar substanțele toxice din corpul ei și din sângele ei. Toate acestea iau o direcție descendentă. Sunt ca... Așa cum arată România când te uiți de sus, multe pârâuri, multe râuri, toate se scurg în Dunăre și Dunărea se duce în mare. Nu întâmplător, România este, ca așezare geografică, este foarte feminină. Serios? Da, da, avem cercuri concentrice, dacă ne uităm, avem de toate, inclusiv multă apă și câmpie. Și este un pământ cu multă energie feminină. Și tocmai pentru că e traversat de foarte multe ape, care toate se scurg. Exact asta se întâmplă și cu femeia la menstruație. Lasă ca totul să se scurgă unde? În pământ. În pământ, asta înseamnă reconectare cu pământul. Iar în trecut, femeile așa se curățau și așa se reconectau. Menstruau cam o zi, n-aveau nevoie de tampoane, absorbante, minunății cu chimicale. Se duceau o zi în natură, se puneau pe pământ, chiar fertilizau solul. Se știa că sângele menstrual este un foarte mare fertilizator și prin asta se conectau foarte puternic cu energia Pământului. Lucru care s-a pierdut, dați seama, ziua de azi e total altceva. Și nu mai avem poate cum să ne întoarcem la vremurile alea, dar măcar hai să vedem ce putem să facem. Și de asta, prin programele de feminitate pe care le susțin, când lucrăm cu ciclu femei, căutăm toate variantele ce putem face pentru a ne reconecta cu naturalețea, ca să fim din nou bine. Eu una așa m-am vindecat de 15 ani de dureri menstruale. Mi-a luat ceva, am îndurat 15 ani dureri menstruale în fiecare lună, ca după ce am descoperit toate lucrurile astea să mă fac bine și să mă mențin bine ca femeie, în corp de femeie, să nu trebuiască să îmi fac abonament la cabinetul de ginecologie pentru tot felul, că a mai apărut ceva, a mai dispărut ceva. Da. Deci cam asta e cu rușinea. Și dacă ne uităm, sunt, de exemplu, filmări din 1920 cu femei din America care vorbeau la telefon și spuneau I have that time, da? Sunt în acea perioadă a lunii, nu-i voie să vorbim despre asta. În familie, soțul nu trebuie să știe despre asta. De ce? Pentru că era o lume foarte patriarhală în care femeia trebuia să fie complet supusă bărbatului, la dispoziția lui, iar el total afon sau analfabet în ceea ce privește corpul feminin. Și eu zic că bărbații au pierdut mult prin patriarhat, pentru că au rămas destul de analfabeți în materie de sexualitate și corp feminin. Dovadă faptului că, chiar râdeam, că doar în 2005 bărbații, oamenii de știință, mai mult bărbați, au descoperit clitorisul. Ca să dai seama ce puțin se știa despre anatomia corpului feminin. Nu exista în anatomia corpului feminin, așa cum au desenat-o bărbați din acea perioadă, din secolul XIX, nu exista partea de clitoris. Da, ca să nu mai zic de povestea cu isteria, nu știu dacă ați văzut filmul, Histeria. Histeria, interesant, cuvântul isteria vine de la hister, care în latină înseamnă uter. Deci cuvântul de isterie vine de la uter și de la Ostara, care este zeița fertilității. Și, reprezentată de Paște acum și de iepure, mai doi că suntem în anul iepurelui. Foarte interesant. Când un bărbat, așa s-a descoperit vibratorul, un bărbat medic, ginecolog, a observat că femeile aveau niște tulburări, erau foarte agitate, erau tot timpul frustrate, supărate și a observat că dacă le faci un anumit masaj, se calmau, aveau orgasm și se calmau. Și uite, așa s-a gândit, hai să inventăm vibratorul, că pe el a început să-l doară mâna de la câte femei vedea pe zi la un moment dat. Nu e așa de cool cum pare, poate din ochii unor bărbați să fii medic ginecolog. La un moment dat, da. Te mai și saturi, da? Exact, și atunci s-a gândit, hai să inventăm ceva care să vibreze ca femeia să se descarce. Dar de fapt și femeile în acea epocă nu erau în contact cu corpul lor și cu sexualitatea lor. Și nici nu erau foarte conștiente, ca să zic așa, pentru că mi se pare că ziua de azi, ok, nu mai suntem atât de în contact cu natura, dar avem mai multe posibilități de conștientizare. Mi se pare că suntem mai conștiente acum, sau putem fi, de toate aspectele astea, care în trecut aveam mai puține informații la îndemână. Acum parcă s-au mai pus piesele de puzzle, mai ales în materie de corp feminin, ciclu, sexualitate, dar încă mai este de lucru. Pentru că singura înțelepciune este, sau știință pe partea asta, este deținută, părerea mea, de triburi. De triburile astea care au multă cunoaștere ancestrală. Acolo se respectă foarte mult ritmurile corpului feminin și care au și influențe din matriarhat. Matriarhat care care a precedat patriarhatul, de altfel, în care corpul feminin era onorat și era cunoscut mai bine. Și eu zic că încă mai avem de lucru, dar suntem pe cale, ca să spun așa. Revin la sexualitate, însă vreau să-ți adresez o întrebare vis-a-vis de menstruație. De ce bărbații spun hai mă, las-o că e la menstruație, nu-i mai zic nimic, sau da, ce, ești la menstruație, sau ce s-a întâmplat cu tine? Știi că e replica asta a bărbaților uneori către femei sau către femeia lor chiar. De ce sunt dragi pe noi la menstruație? Păi tocmai ce vorbeam de isterie. Nu neapărat la menstruație, cât în faza premenstruală. Zic eu, tocmai pentru că nu ne cunoaștem și nu ne onorăm ciclul. Ciclul feminin are această durată de 28-29 de zile și este împărțit de obicei în 4 faze, dar există nuanțe. Și dacă onorezi fiecare fază în raport cu nevoile corpului din fiecare fază, pentru că asta e interesant, corpul are alte nevoi cumva și inclusiv emoționalul în fiecare fază a lunii. Și dacă onorezi, de exemplu, onorezi că la menstruație ai nevoie de timp, ai nevoie de spațiu, ai nevoie de un pic de solitudine, e un timp de refugiu, e un timp de retragere, de stat în peșteră, de hibernare. Și atunci imaginează-ți un urs care s-a băgat să hiberneze și vii tu și vrei să-l scoți din peșteră, sau o ursoaică, da? S-a băgat la hibernat și tu vii să o scoți din peșteră și să-ți povesti că avem task-ul ăla și task-ul ăla de făcut. Corporația nu așteaptă după menstruația ta. Vă dați seama că prima reacție a instinctului nostru, care noi avem și un animal în interior, oricum o dăm, va fi de furie. Este o reacție de protecție a femeii. De multe ori furia ne semnalează că nu ne-am protejat corpul sau ne semnalează că ne simțim agresate la un anumit nivel. Și e perfect normal, e perfect natural. Orice animal, dacă nu-l lași, dacă îl deranjezi din ce are de trăit în acel moment, va reacționa agresiv. Chiar și câinele când mănâncă, dacă tu te tot duci peste el, poate să fie agresiv. Ori furia aceea nu este o furie nesănătoasă, este o furie sănătoasă. Este un mod de comunicare. Doar că, uite așa, lună de lună, dacă lună de lună noi ignorăm semnalele corpului, ignorăm cumva ceea ce ar fi necesar să facem, corpul va reacționa și ne va da și aceste stări emoționale, pentru că înainte ca trupul nostru să somatizeze, ne vorbește prin stări emoționale. De asta avem nevoie de emoții, că emoțiile ne semnalează cum ne simțim. Și ne semnalează dacă suntem bine, dacă suntem în acord cu naturalețea și cu sufletul nostru sau dacă nu suntem. Și... Păi și cum știm că sunt emoții? Stări, emoții, stări. De exemplu, dacă simți furie, în loc să repede să te duci în mental și să zici, a, furia asta o am din copilărie, întâi verifică dacă nu cumva e o furie sănătoasă, da? În sensul că, de ce-s furioasă? Apropo de PMS, cum se spune în engleză, faza premenstruală, PMS, în engleză s-ar traduce, că ar fi prescurtarea de la Please Make Space. În faza premenstruală eu am nevoie de spațiu, ca să-mi fac ordine, ca să-mi fac o selecție din tot ceea ce eu am acumulat ca femeie. Și dacă nu mi se oferă acel spațiu, dacă din contră atunci primesc mai multe task-uri de făcut sau atunci mai mult se cere de la mine, inclusiv în familie, acasă, atunci voi exploda. Și asta zic că e normal să se întâmple asta, dar dacă tu conștientizezi, să faci cumva să nu ajungi acolo. Adică să acționăm preventiv. Și pentru că femeile au tot explodat, pentru că asta e naturalețea, în naturalețea corpului, este un mod al corpului de a comunica. Mă simt neglijat, mă simt că nu se ține cont de mine, mă simt obosit, simt că se trage de mine. Multe dintre noi, sau mulți dintre noi avem experiența cu generația mamelor noastre, care erau niște mame care trăgeau foarte mult de ele. Chiar pentru că așa se considera a fi femeie la vremea respectivă. Și dacă nu mai poți, cum e de Crăciun, nu? Că faci toate și tu... Mi-aduc aminte că maică mea făcea toate acele bunătăți și apoi efectiv pica la pat, era leșinată, terminată. Da? Pentru ce? Dacă stăm să ne gândim. Pentru că la vremea respectivă asta însemna să fii o bună gospodină, o bună, nu știu, femeie, mă rog. Tot reminiscențe din patriarhat. Și asta avem nevoie, să ne cunoaștem ciclu și să facem să ne fie bine, în acord cu fiecare fază. Și apoi să-l cunoască și bărbatul de lângă tine. Informează-l. Ține la curent cu stările tale. Îi spune-i tot timpul, acum sunt la ovulație, acum sunt în premenstruale, acum menstruez. Sau vezi, peste o săptămână eu voi fi la menstruație, nu-ți face planuri să mergem să ne dăm cu parașuta. Da. Atenționează-l. Bărbații nu știu lucrurile astea pentru că nici femeile nu le știu sau nu și le integrează și nu le-au văzut nici la mamele lor. Și atunci, normal că fac mișto sau pentru că lipsește această înțelegere. E vorba de o înțelegere, de o neînțelegere aici. Mie mi-ar fi plăcut să știu lucrurile astea când eram studentă, de exemplu. Atunci mă chinuiam, că nu înțelegeam de ce în anumite faze dădeam randament cu învățatul. Eu am fost și la drept, aveam foarte mult de învățat, într-o săptămână aveam cărți, eu atâta, și nu înțelegeam de ce într-o săptămână puteam și în cealaltă nu mai funcționam. Pentru că treceam în altă fază a ciclului meu. De exemplu, când ești la menstruație, nu e indicat să avem activități sau prea multe activități intelectuale. Și dacă cu toate astea o facem, practic noi ne forțăm ficatul în acel moment sau ne forțăm alte organe din corp care sunt pregătite pentru altceva și noi le dăm altă sarcină sau, cum să zic, alt task să facă și cu timpul plătim un preț care se va vedea prin sănătatea ovarelor, sănătatea uterului, sănătatea organelor genitale sau chiar a sânilor, pentru că astea sunt părțile specific feminine. Poți să ne dai o metodă prin care să nu ne mai doar ovărașele așa tare la menstruație? Metoda pe care eu o folosesc este metoda respirației alchimice, care inițial a fost și denumită respirație ovariană, pentru că se lucra mult cu ovarele, se respira mult în această zonă. Asta așa, ca metodă, ca practică, dar principala metodă este tocmai monitorizarea acestui ciclu menstrual pe care tu îl ai. Adică să știu în fiecare lună unde mă aflu și în ce fază sunt și să observ cum mă simt. Și observ asta și dacă și îmi notez asta 3 luni consecutiv, o să-mi determin tiparul meu, cum mai zic eu, tipar feminin, tiparul meu de funcționare. Și atunci pot să îmi identific mai bine nevoile de la săptămână la săptămână ce am nevoie. Că de aici e eterna întrebare a bărbaților, ce vor femeile? Nu știm, că acum zice că vrea ceva, peste o săptămână vrea altceva. Da, pentru că peste o săptămână au trecut în altă fază. Și simplu fapt că au trecut în altă fază, asta îți poate modifica, pentru că și hormonii se schimbă, îți poate modifica și mentalul, starea mentală. Și să vrei altceva, dar de multe ori, dacă tu ai un proces de introspecție, poți să identifici clar care e adevărata nevoie din spate. De exemplu, la menstruație știu regenerare. Da? Acele 3-4 zile cât menstruez, așa ar fi ideal să nu menstruăm prea mult. Dacă menstruăm prea mult, e clar semnul că nu suntem în contact cu naturalețea noastră. La menstruație regenerare, după menstruație faza foliculară, putem să-i spunem faza mai... nu știu, faza fecioarei, faza mai masculină. Suntem într-o energie mai masculină după menstruație. Pentru că a trecut iarna Și avem apoi primăvara. Cum suntem noi primăvara? Energice, pline de viață, vrem să facem proiecte. Este faza cea mai bună în care să ne folosim de aspectele noastre mentale. Să lucrăm la proiecte, să facem, să stabilim planuri. Imediat după menstruație. Da, să ne stabilim obiective, să facem primii pași pentru atingerea lor, să ne împlinim ce ne-am propus să facem de mult timp. Și este așa ca după Revelion, știi? Când toată lumea are energie, wow, mi-am făcut planuri pentru nou an și am energie, dar după o perioadă se schimbă. Dar cam asta este în faza foliculară. Mi-ar fi plăcut să știu asta când eram studentă, de exemplu, să fi învățat mai mult, să fi studiat mai mult în faza foliculară, nu în faza menstruală, de exemplu, pentru că și creierul nostru funcționează altfel. Apoi avem faza ovulatorie, da? Pe care o asociem inevitabil cu sexul, cu fertilitatea, cu, nu știu, acel vino-ncoa. Și în faza ovulatorie este mult mai mult decât atât, ea este și faza de contracte, cum îi spun eu, de relaționare, de stabilire de noi relații sau... Tot timpul le ziceam femeilor, dacă vrei o mărire de salar, te duci la ovulație să ceri. De ce? Energia ta este altfel. Și poți accepta și un refuz mult mai ușor, ești mai predispusă la empatie, la a înțelege pe celălalt. Dar în același timp, în faza ovulatorie, suntem foarte predispuse să zicem foarte ușor da. Deci, atenție cu cine intrați în pat în faza ovulatorie. Și, sau chiar la proiecte sau idei care vin spre noi, să zicem, da, sigur, vreau. Și apoi ajungem în premenstrual, când e faza de selecție, faza premenstruală, și ne dăm seama că am luat multe și acum trebuie să facem selecția. Și în premenstrual ne dăm seama că stai puțin, că de fapt nu pot să susțin chestia aia sau nu pot să o duc până la capăt sau de fapt nu e pentru mine. Dar ce-a fost în capul meu atunci? Știi, nu, erai la ovulație puțin mai mult și nu erai conștientă. Pentru că dacă suntem conștiente la ovulație, e altceva. Alegem dintr-un spațiu de conștiență. Dacă eu nu sunt conștientă, nici măcar că sunt la ovulație, atunci ar putea să fac alegeri inconștiente și pe care să le regret ulterior. Și apoi vine faza premenstruală în care suntem foarte selective. De ce? Inclusiv ovulul nefecundat o ia pe o direcție descendentă. Da? Asta este, n-a fost să fie nici de data asta, zice ovulul. Și tot procesul ăsta care se întâmplă în interiorul nostru se reflectă și la nivel energetic și emoțional. Și atunci pot exista gânduri, să apară gânduri negative, să te descurajezi mai ușor. De asta în faza premenstruală nu se recomandă să te apuci de noi proiecte. În faza premenstruală se recomandă să închei ceea ce ai tot început sau n-ai dus la capăt, să închei buclele, să închidem buclele, inclusiv relații rămase în aer, care se numesc bucle, neînchise. Ce suntem, nu? Că povesteai, suntem prieteni, nu mai suntem prieteni. Cum? În ce stadiu al relației ne aflăm? Sau asta e relație? Nu e relație. Ei, în faza premenstruală, vrei, nu vrei, ți se va ridica la fileu. Ți se vor ridica la fileu aceste aspecte. Da, așa e. Te apucă. Și atunci el zice, bă, ce-a apucat-o pe asta? Acum am apucat-o. Da, sigur e premenstrual. Adică ce înseamnă? Înseamnă energie de curățenie. Atunci, el, practic, ne susține ciclul nostru menstrual să facem curățenie, așa ca o furtună, dacă e nevoie, în toate ariile vieții noastre. Ideal ar fi dacă ești la muncă, acum e momentul să-ți iei documentele la puricat, acum e momentul să faci închiderile de lună sau ce or mai fi. Ai energie pentru asta. Nu avem energie pentru asta că suntem la ovulație. Și atunci ne frustrăm. Și atunci, dacă fiecare fază a ciclului nostru, noi facem exact opusul pentru care avem o predispoziție de la natură, ghiși cum ne vom simți? Frustrate. Nemulțumite. Și ciclurile trec Avem 13 cicluri într-un an, anii trec și vedem poate și în jur foarte multe femei par frustrate, nemulțumite, critice, mai ales după anumită vârstă. Nimica, domnule, bărbații ăștia, copiii ăștia, nimic nu merge. Domnule, le vezi așa nemulțumite, cu ridurile se formează așa în jos, încât la atâta nemulțumire, pentru că acele frustrări nu au fost niciodată, cum să zic, abordate. Hai să vedem ce-i cu frustrările astea, ce nevoie e acolo în spate pe care eu nu mi-am oferit-o, nu mi-am împlinit-o și am așteptat să mi-o împlinească alții. Și dacă noi am lăsat așa ciclurile să meargă, cumva sunt niște cicluri neîncheiate care se vor resimți din plin după anumită vârstă. De obicei, după 40 de ani, când intrăm în faza de premenopauză. Și la menopauză și mai tare. Eu le zic fazele de facturare. Vine factura. Și acolo putem să aflăm cum și-a trăit acea femeie viața, adică cum și-a trăit ciclurile. Pentru că orice ciclu înseamnă viață. Da, cam asta e partea de ciclicitate. Știi ce, mă gândeam, hai să ne jucăm, pentru că să extragi tu, să răspunzi la întrebări și după aia revin eu cu alte întrebări ca să nu coincidă. Extrage tu de aici. Și să-mi dai mie, că nu știu dacă mi înțelegi scrisul. Ce înseamnă să fii feminină? Tocmai ce discutam noi înainte de emisiune, că nici într-un caz feminitatea nu are legătură cu atât de mult cu aparența cum am fost lăsate să credem. Adică cu aspectul fizic. Aveam eu o vorbă, știi când devii femeie cu adevărat? Când te vei simți femeie. Nu când zic alții, nu când... Vezi că poate să ți se spună, vai, dar ce feminină ești. Da, dar eu nu mă simt, să zicem. Sau invers. Da, așa e. Sau să zic, femeia aceea pare masculină, dar ea se simte feminină. Deci e foarte important cum te simți tu în corpul tău. A fi feminină înseamnă a fi în contact cu energia pentru care ai fost lăsată în acest corp de femeie, adică cu energia feminină. Asta înseamnă că manifesti mai mult energie feminină decât masculină în preponderență. Procentul este mai mare. Ceea ce e o provocare în zilele noastre. Să manifesti mai multă energie feminină decât masculină. Pentru că, mai ales în orașele mari, e foarte multă energie yang, adică foarte multă energie masculină. Pentru că altfel nu s-ar putea mișca totul atât de repede cum se mișcă în orașele mari. Vezi că și timpul în orașele mari trece mult mai repede. Da, așa e. Te duci în natură, timpul parcă se dilată, parcă e mai multă energie feminină, te vin în orașele mari, mai multă energie masculină. Și atunci, da, e o provocare, dar întrebarea era cum știi sau cum... Mai spun eu mai știu. Ce înseamnă să fii? Ce înseamnă, da. Asta înseamnă să te simți tu în contact cu femininul, cu naturalețea ta, și când ești în contact cu asta, îți vei da seama, nu trebuie să primești validare din partea bărbaților, cum se crede. Tu vei ști asta prin ce? Prin felul în care te simți. Adică mă simt bine în acest corp, cum să zic, sunt foarte recunoscătoare că l-am, mă simt juicy, mă simt suculentă, mă simt plină de viață, mă simt în același timp cu blândețe, cu tandrețe în mine, mă simt în contact cu inima mea și atunci știu că sunt într-o energie feminină, știu că sunt feminină. Ok, și dacă răspunsul e, să zicem că mă întreb eu, băi, Geanina, cum te simți în corpul tău? Păi ca să dau exemplu concret. Și să zicem că eu mă simt masculină. Ce pot să fac? Care sunt următorii pași ca să devin feminină, să-mi simt energia feminină? Cred că toate trecem prin asta, mai ales, cum ziceam, la cum e structurată munca noastră de multe ori, implică mult mental, mult masculin sau... Primul pas este, indiferent ceea ce faci, să te conectezi la respirația ta. Știi, în acest moment tu te poți conecta la respirația ta. După ce te-ai conectat la respirația ta, cobori cu respirația în corp, te duci mai mult în corp. În momentul în care eu îmi dau voie prin respirație să mă duc mai mult în corp, se taie din mental. Da? Mentalul începe să se dizolve. În acel moment, eu pot să intru în contact cu emoțiile mele, cu corpul meu și pot chiar să fac switch-ul de energie și să cobor, cum s-ar mai zice, de la mansardă în uter. Pentru că le tot spun femeilor, uterul este al doilea creier al femeii. De fapt, ar trebui să fie principalul creier, adică să ne conducem mai mult după uter decât după acest creier. Ca să ce? Ca să ne menținem sănătoase. Asta înseamnă să ne folosim și partea, și acest creier și discernământul, dar nu să-l folosim în detrimentul acestei zone a corpului nostru de la piept în jos. Acolo nu simt nimic. Acolo zici că s-a pus ceva așa ca o umbră, ca un nor și sunt complet deconectată, nu mai simt nimic. Dacă vreau să rămân sau să trec în energie feminină, trebuie să mă conectez cu acea parte. Și asta e zona cu care eu lucrez foarte mult. De ce? Pentru că exact asta e zona cea mai puțin băgată în seamă, ca să zic așa, de noi oamenii și cea mai puțin folosită în mediul urban. Adică zona de la piept în jos. De asta stocăm atât de multe, inclusiv în intestine, în abdomen, stocăm tensiunile, stocăm în uter sau chiar ovare și apoi se transformă în chisturi și fibroame și alte minuni. Stocăm în șolduri și corpul ne spune, corpul tot timpul ne spune, hei, vezi că m-ai neglijat, vezi că nu ești acasă, nu ești acasă în corp. Pentru că, cum știi, nu te simți bine cu adevărat. Observ și eu la mine, de multe ori așa îmi dau seama că sunt într-o energie masculină, prin simplu fapt că corpul îmi zice, hello, Adela, ești prea mult la mansardă, mai coboară. Îmi spune corpul asta. Și atunci mă folosesc de ceea ce știu și mă duc înapoi. Da, e o practică zilnică și cu cât o faci mai des, cu atât îți intră în reflex. Deci, practic, feminitatea, din ce aud de la tine, este, în primul rând, a simți corpul mai bine. Da, foarte mult. A simți corpul și a fi în contact cu intuiția. De fapt, când ești în contact cu sufletul tău, vorbește intuiția din tine. Și nouă, femeilor, ne este mai ușor să fim intuitive decât bărbaților. De ce ne este mai ușor? Datorită naturii noastre. Așa a lăsat natura. Natura ne-a lăsat o intuiție mai dezvoltată, ca să ce? Ca să putem să ne conectăm cu o nouă viață. Pentru că acest corp este creat să ducă o nouă viață, 9 luni de zile și apoi să o crească și să o hrănească. Și pentru asta natura ne-a dat niște instrumente foarte valoroase pe care le-am băgat undeva acolo în background, că e mai bine să fii masculin în zilele noastre, că asta, nu știu, asta mi-aduce o satisfacție, dar mai mult la nivel de ego. Și dacă aici intră partea de feminin nelucrat. Când nu ești în contact cu femininul autentic, vei fi în contact cu femininul neautentic. Adică cu partea mai falsă. Cu tot ceea ce te-a făcut societatea să crezi că înseamnă să fii feminină. De la a arăta într-un anume fel, a avea corpul într-un anume fel, nu anumită constituție, asta e sexy, a arăta tot timpul ca o femeie la ovulație, cum îi zic eu, că industria porno promovează veșnica ovulație, femeia aflată la veșnica ovulație. Ori ovulația durează 5 zile, da, dragilor, dacă ne ascultați, femei, bărbați, să știți, ovulația durează 5 zile. Asta înseamnă că maxim 5-6 zile din lună femeia e fertilă. În rest nu. În rest nu e fertilă. Atâta tamtam și atâta nebunie. De ce? Pentru că femeia nu e în contact cu corpul ei să-și dea seama când e fertilă și când nu. Pentru că dacă eu aș fi în contact cu corpul și cu ciclul, eu știu. Eu știu, eu simt că mă întreba femeile, cum? Păi inclusiv cum, e o întrebare foarte masculină. Dacă un bărbat mă întreabă cum știu că o femeie e la ovulație, îi spun, uită-te după aceste semne. Dar când o femeie mă întreabă cum știu că-s la ovulație, draga mea, descoperă. Cum știi? Scanează-ți corpul, urmărește-ți corpul, cum simți în corp. Observă când îți crește libido, observă cum îți este mucusul cervical, observă cum îți este fața, cum îți este pielea. Simte-te, pentru că doar tu ești în corpul tău, doar tu poți să știi cel mai bine. Și tocmai pentru că nu știm asta, mi se pare că s-a ajuns la această degradare destul de mare, mai exagerez puțin, dar e nevoie, a corpului feminin. Odată cu descoperirea pastilei anticoncepționale, și ăsta e un fenomen foarte interesant, pastila anticoncepțională a creat un ciclu artificial. Nu e un ciclu natural. Și ok, femeia a dobândit mai multă libertate datorită pastilei, adică mai multă liniște mentală, că nu rămâne însărcinată, a dispărut această presiune, ea a putut să se ocupe mai mult de carieră, de, nu știu, orice și-a dorit ea să devină sau să facă, dar studiile arată că majoritatea femeilor care au luat ani de zile, 10-20 de ani din viață, pastile anticoncepționale, au spus că au pierdut contactul cu simțurile. Nu se mai simt feminine, nu se mai simt juicy, inclusiv libido nu mai este ce a fost și zicea foarte interesant, adică ca eu iau pastila ca să mă bucur de mai mult sex, nu? Sau sex liber. Dar când ajung să fac sex, de fapt eu nu mă mai pot bucura de nimic, pentru că acea pastilă a schimbat toți hormonii din corp. Pastila înseamnă hormoni artificiali. Și gândiți, invazia hormonilor artificiali peste hormonii naturali. Cum este? Ca în filmele acelea cu când extraterestri invadează planeta Pământ. Exact așa se simte în interiorul corpului. Hop, au venit ăștia peste noi, ce facem? Da? Și atunci femeia începe să simtă un conflict interior și nu se mai simte foarte bine. Și de asta multe femei renunță într-un final la ele, pentru că nu se mai simt acasă în corp. Și acum trăim vremuri în care tot mai multe femei se întorc la ce înseamnă feminitate, naturalețe, să fii conștientă de corp, să fii conștientă de ciclu, să nu mai trebuiască să îți mutilezi corpul cu pastile doar pentru niște momente de plăcere. Da. Dar poți să-ți schimbi în momentul în care te conectezi din ce în ce mai tare la corpul tău de femeie și te simți tu pe tine, ți se schimbă automat, nu știu, și limbajul, și starea, și poziția din care pui o problemă cu partenerul tău de cuplu, să zic? Cu siguranță, cu siguranță, se schimbă totul. Și doar prin a schimba starea, prin a coborî din minte în corp. Da. Eu cum am, nu știu, de atâția ani lucrez cu femeile, am tot ținut retreat-uri de feminitate, ajungeam mereu să primesc feedback-uri de la bărbați. Adela, mi-a venit altă femeie acasă, sunt recunoscător. Și parcă feedback-urile de la bărbați erau mai valoroase decât chiar și de la ele, pentru că atunci se vede, se simte. Și de fapt, da, ți-a venit altă femeie, dar ți-a venit femeia adevărată. Da, dar cum să facem să o țină mai mult? Și aici de ea depinde foarte mult și de tine poate să o susții ca bărbat. Poți doar să o susțin această energie. Adică să fiu eu, să fiu în contact cu cine sunt eu, nu cu femeia la care se așteaptă ceilalți să fiu. Da? Să nu fiu, inclusiv, chiar vorbeam înainte de podcast, vorbeam de faptul că pe Instagram vedem foarte multă falsitate sau în rețelele de socializare. Și atunci ce facem? Că vezi că femeia sau fata pe care o vezi în poze, când o cunoști în realitate sau chiar și bărbatul, e total altă persoană. Da, așa e. Ce facem? Insistăm cu întoarcerea la autenticitate. Eu cred că o să ajungem să ne îngrețoșăm atât de mult de această falsitate pe care o promovăm în imaginea corpului nostru, încât de la îngrețoșarea asta să trecem la o foamete de autentic, de real, de intimitate adevărată. Pentru că nici intimitatea nu este ceea ce se spune că este. Da? Auzi oameni zic, da, am avut un moment intim. Păi n-ați avut un moment intim. A fost cu adevărat intimitate sau nu? Intimitatea de multe ori se construiește, intimitatea are nevoie de timp. Intimitatea înseamnă să ne cunoaștem sufletele. Să știu ce e în sufletul tău, tu să știi ce e în sufletul meu. Intimitatea, știi, mai povesteam noi despre asta, nu e despre a ne dezbrăca corpurile și a ne lipi corpurile dezbrăcate unul de altul. Intimitatea este despre a ne dezbrăca sufletele. Dacă vine vorba de dezbrăca sufletul, tu primul sau tu prima, nu eu. Sau, ok, îți spun niște lucruri despre mine, dar altele vreau să le păstrez, vreau să le rezerv, vreau să le bag sub preș. Și nu e ok așa. Păi nu e intimitate. Și acolo unde nu este intimitate adevărată, nu poate să fie nicio relație autentică. De ce relația nu poate fi autentică dacă cei care sunt în relație nu sunt autentici? N-are cum. Și asta presupune transparență și transparența presupune mult curaj. Curajul de a mă arăta așa cum sunt. Nu cum știu că se așteaptă de la mine să fiu sau nu cum cred eu că ar trebui să fiu sau să arăt. Și aici ajungem să facem această diferență. Și asta e și genul de sexualitate despre care eu vorbesc și la care îndemn oamenii să o practice, adică sexualitatea care presupune intimitate adevărată, autenticitate, cine sunt eu? Sau că tot vorbeam înainte de narcisiști. Bă, dacă ești narcisist, arată-te! Da? Sau de multe ori eu nu pot să îl văd cu adevărat pe celălalt pentru că sunt prea orbită de proiecțiile mele. Da? Și când sunt orbită de proiecțiile mele, înseamnă că eu sunt într-o energie feminină, poate mai egotică. Că tot povesteam de femininul neautentic este femininul egotic. S-a ajuns în ziua de azi, inclusiv femeile, să facă concurență care e mai feminină. Da, exact. Să ne comparăm între noi. Asta exact. E mai feminină decât cealaltă. Come on! E tot masculin. În momentul în care tu compari, ești într-o energie masculină. Tu vorbești despre masculin în acel moment și dintr-un spațiu masculin. Deci nu... Sau să concurăm care e mai orgasmică. Asta e culmea culmilor, știi? Că am ținut acum recent un webinar despre femeia orgasmică. Și le-am spus, le-am spus atunci femeilor, relaxați-vă. Toate suntem orgasmice de la mama natură. Da? Deci ne înțelegem. Mama natură ne-a lăsat pe toate orgasmice. Faptul că nu mai suntem, că ne-am deconectat de corp, de naturalețe și nu mai putem simți acea plăcere, nu mai putem trăi orgasmul și dintr-o dată ajungem să-l simțim, nu înseamnă că te-ai iluminat, nu înseamnă că ești mai specială, nu înseamnă că ești nu știu cum, ci pur și simplu înseamnă că ești o femeie normală, naturală, în contact cu naturalețea. Păi cum, Adela? Păi dacă nu sunt orgasmică, înseamnă că nu sunt normală? Tocmai nu. Nu despre asta e vorba. Dar de multe ori lipsa orgasmului arată că femeia aceea nu se lasă. Sau cum s-ar zice în engleză, surrender, că noi nu avem o traducere corespunzătoare pentru acest termen. Și în multe din respirațiile pe care le ghidez, spun asta, lasă-te, lasă-te. Și observ ce greu le vine multor femei să se lase, adică să se relaxeze, să se lase în acea energie cuprinse. Și atunci, pentru că noi avem o traumă poate în corp, care ne creează acea tensiune, care nu ne lasă să ne abandonăm, e o tensiune acolo ținută în corp, care împiedică orgasmul să aibă loc. Și împiedică femeia să își trăiască plăcerea la adevărata ei capacitate. Și practic împiedică și să ne mai bucurăm de sexualitate și de toate darurile acestea. Da, pentru că e de spus asta, e foarte hrănitor. Pentru o femeie e foarte hrănitor să aibă nu doar o viață sexuală, să aibă tot timpul să fie în contact cu energia ei sexuală. Să știe mereu să lucreze cu energia ei sexuală. Că are sau nu are un partener. mereu zic asta. Energie sexuală nu înseamnă sex. Energie sexuală este energia ta vitală care pornește, se trezește, da, de la baza organelor sexuale. Ce faci cu această energie? Cum o utilizezi pe parcursul unei zile? De tine depinde. Păi cum? De tine depinde să știi să-ți trezești această energie. Să știi să-ți o trezești chiar singură. Da, fără să trebuiască să aștepți să vină cineva din exterior. Povestea aceea cu frumoasa adormită. Interesant, poveștile din patriarhat ne-au creat niște așteptări femeilor. Da, frumoasa adormită, adică femeia e adormită din punct de vedere sexual și îl așteaptă pe el, salvatorul, să o trezească. Nu, natura nu ne-a creat așa. Natura ne-a creat să fim tot timpul, tot timpul sexuale și juicy. Și cu energia sexuală activă și trezită. Dar eu am deja energia trezită, da? Și când am energia trezită, eu pot să recunosc și un partener potrivit pentru mine. Da? Eu când energia mea sexuală e adormită, că asta e frumoasă adormită, atunci stau și aștept și sper să vină nu știu cine sau nu știu care mi imaginez eu că l-am văzut eu pe Instagram și îmi place cum arată, ăla o să mă trezească. Poate te va trezi, poate. Sau poate nu. Dar ce faci după ce te trezești? Pentru că după ce îți trezești această energie, pentru că risci să creezi altfel o dependență de celălalt. Da? Adică fără un bărbat, gata, sunt deconectată complet de energia mea sexuală. Ori nu, noi avem această energie sexuală, noi că suntem femei, că suntem bărbați, o avem tot timpul și ține de noi să ne o activăm și să decidem conștient ce facem cu ea. Iar sexul înseamnă să îmi împart energia sexuală cu celălalt sau chiar să o amplificăm împreună. Nu înseamnă să eu moartea pasiunii și eu sunt moartea pasiunii și aștept să vină pasiunea să mă trezească. Asta în filmele de la Hollywood și în poveștile astea de care vă ziceam, care toate ascund tabuuri, cum e Scufița Roșie ascunde tabuul menstruației, de exemplu. Sau de frumoasă adormită ascunde tabuul sexualității. Toate ascund aceste, tot fel de ascunzișuri acolo, care odată ce le scoatem la suprafață, le punem pe masă, ne uităm la ele, ne dăm seama ce a fost în noi și apoi alegem conștient cum să ne bucurăm de energia noastră sexuală. Și împreună, dar și separat. Dar, de exemplu, dacă ești singur și ca femeie și ca bărbat, în afară de a-ți crea singur plăcere sau singură, ce poți să mai faci cu energia sexuală care e în tine? Uite, o femeie la ovulație nu are partener, dar nici nu e indicat să meargă așa, să ia unul de pe stradă. Ce faci? Păi nu e indicat tocmai că e foarte fertilă, poate, la ovulație și apoi să regrete cu cine și-a făcut plodul. Da, că se întâmplă și asta. Pentru un moment la ovulație m-am ales cu un copil. Am auzit femei zicându-mi asta, mai ales dacă a fost și ovulație la lună plină. Da? Deci atenție, dacă sunteți la ovulație și e și lună plină, aolo, energia sexuală sau fertilitatea e amplificată. Întrebarea ta era că ce faci dacă nu ai... Și dacă ai un partener și nu vrei copii, poate când ești la ovulație ar fi bine să faci altceva cu energia ta sexuală. Nu să faci sex? Să nu faci sex, da, să alegi să faci altceva cu ea. Dar nu, mie mi se pare că nu e același lucru. Orice aș face cu energia sexuală, măi, nu se compară cu sexul, nu are nicio treabă. Nu e același lucru, de ce? Din punct de vedere, în primul rând, anatomic. Pentru că la ovulație cervixul femeii urcă. Asta înseamnă că face mai mult loc. Opa! Creează mai mult loc masculinului, da? Dar să nu uităm că natura nu doarme, poate, în momentele alea și caută modalități, natura caută reproducerea, da? Deci caută varianta asta. Și atunci, da, poate fi delicios la ovulație, dar în același timp să fie multă conștiință acolo, pentru că altfel poate fi, se lasă cu altceva. Ok, dar ce facem dacă nu facem sex? Ce facem cu acea energie care colcă în noi? Păi și nu doar la ovulație. Ce forță are această energie dacă dintr-un spermatozoid minuscul și un ovul iese o nouă viață, iese un alt om. Adică tu îți dai seama câtă forță e acolo, da? Câtă viață e acolo. Exact. Și asta înseamnă, wow, îți dai seama câte poți să faci cu energia asta în afară de sex. Adică tu poți, dacă eu pot crea o nouă viață cu această energie, pot crea orice altceva cu această energie. Pot crea un, nu știu ce aveți voi aici, un oraș cu această energie. Este o etapă în care femeia e foarte, foarte creatoare, foarte creativă. Mm-hmm. Poate planta semințele pentru manifestarea ceva ce și-a dorit dintotdeauna, un vis, nu știu, orice. La ovulație suntem foarte creative. Eu una sunt foarte creativă la ovulație și mai ales dacă și interacționez cu alți oameni la ovulație, interacționez, nu neapărat sexual, automat ideile curg altfel. Deci poți să faci multe cu această energie. Poți să o iei pe toată și să o absorbi în corpul tău, să-ți hrănești organele interne cu această energie care este vindecătoare. În tradițiile tantrice există această, se zice, reabsorție, care există și la femei și la bărbați. Reabsorpția energiei sexuale, adică energia sexuală în loc să o canalizezi, să iasă afară din corp, îi dai o altă direcție și o canalizezi spre a-ți hrăni organele vitale, inclusiv cele poate cu probleme, ca să te faci bine. Și cum doar cu puterea gândului stai așa în pat și îți imaginezi, ok, sexualitatea aici. Nu te întreb concret ca să înțeleagă și eu și cei de acasă ce e nevoie să facem, știi? Da, păi lumea se gândește că tocmai nu implică deloc, mai deloc nu implică partea mentală. Că tot povesteam, da. Eu nu lucrez cu mentalul prea mult, pentru că la energia sexuală nu-i nevoie, pentru că această energie este lăsată liberă să curgă prin corp, automat se curăță și mentalul. Nu trebuie să ți-o ghidezi sau să ți-o controlezi cu mentalul. În momentul când oamenii încearcă să controleze energia sexuală cu mentalul, și asta facem toți, deja reprimăm un animal acolo. Reprimăm mult. Se ajunge la reprimare, la frustrare, inclusiv de natură sexuală, de multe feluri, pentru că încercăm cu mintea. Nu, tocmai această energie, destinul ei este să se miște, destinul ei este să circule, nu să stea într-un singur loc. Aha. Și atunci avem nevoie foarte mult să ne mișcăm și corpul. Deci atunci când avem poftă de sex sau suntem la ovulație, e bine să ne mișcăm. Ce să facem? Să dansăm? Să facem sport? De exemplu, sunt aceste sesiuni magice de embodiment, le zici acum, da? Poți să le spui dans, poți să le spui o muzică din asta foarte senzuală și lași această energie să înceapă să-ți miște corpul și o redirecționezi în toate aspectele sau o lași să se ducă în toate părțile corpului tău. Nu rămâi focalizată pe un punct strict local genital. Pentru că, din păcate, așa înțelege foarte multă lume că înseamnă sex. Sex înseamnă, sau orgasm, o chestie locală, genitală, stimulată, bang, a ieșit toată energia și ăsta e sexul. Dacă ăsta e sexul, nu știu voi, dar mie mereu mi s-a părut așa, adică asta e tot. Nu știu, după prima experiență sexuală, și dacă tu ți-aduci aminte, cum ai fost după prima experiență sexuală? Da, dezamăgită, total. Mi-aduc aminte că nu numai eu durere și prietenele mele cu care vorbeam, toate erau, asta e tot? Adică pentru asta m-am consumat atâta, m-am pregătit atâta, asta e tot? Nu doar că nu e asta, nu că asta e tot, nu e asta. E mult, mult mai mult decât atât. Asta e doar o chestie de fațadă, de început. Teaser. Da, cum le spuneam femeilor, ai avut orgasm? Păi asta nu înseamnă că te-ai terminat, abia acum începe. Orgasmul îți arată că acum începe bucuria și plăcerea în corpul tău, nu că s-a terminat. Faptul că am rămas cu această percepție că sexul înseamnă doar stimulare un pic acolo a unor organe genitale, obținut un strop de plăcere și apoi gata, este o viziune foarte, eu zic că s-a și urmărit chestia asta. S-a dorit ca oamenii să rămână în această inconștiență. Pentru că din această inconștiență cel mult poți să faci copii și atât. Nu poți să ajungi la mai mult. Nu poți să ajungi la acea iubire, nu poți să ajungi la acea stare de expansiune, inclusiv de expansiune în conștiință. despre care vorbesc mult tradițiile foarte vechi, cum ar fi tantra. Tantra este chiar din matriarhat, datează. Păcat că în zilele noastre e folosită sau se folosește acest termen, dar puțină lume înțelege ce înseamnă cu adevărat tantra. Pentru că ca să înțelegi e nevoie să fii un practicant și să vei da seama că nu are legătură cu porno. Deci această viziune atât de strict locală, fizică, pur fiziologică asupra sexului este cumva indusă din industria porno. Industria porno care stoarce foarte multă energie vitală, mai ales din bărbați. Pentru că dacă tu doar te uiți și te exciți și te masturbezi și în momentul ăla a ieșit din tine o cantitate de energie vitală imensă cu care ai putea popula America, îți dai seama câtă stoarcere e acolo de viață. Deci e ca un burete din care se tot stoarce, se tot stoarce. Și cu cât se stoarce mai mult și mai des, cu atât bărbatul respectiv îmbătrânește prematur, organele îi slăbesc, vitalitatea îi scade, pofta de viață și mai ales pofta de iubit scade, și bărbații foarte ușor în dependențe. Și bărbații ce să facă în momentul în care nu au o parteneră, dar vor și ei să facă ceva, cum ar veni? Da, mulți bărbați m-au întrebat asta, dar sunt foarte nemulțumiți de răspunsul pe care li-l dau. Care e? E tocmai să înceteze procesul ejaculării, să învețe să-și iubească corpul și să-și lase corpul să se miște fără a ejacula, să învețe în primul rând controlul ejaculării. Și controlul ejaculării eu zic că e o salvare în zilele noastre a sănătății masculine, dacă tot mai mulți bărbați ar fi interesați de asta. Și și-ar da seama că, stai, există orgasm și fără ejaculare. Există plăcere, poți să simți plăcere foarte mare în corp și fără să ejaculezi ca bărbat. Și sunt mulți bărbați care au experimentat asta și cu care am și discutat. Deci să știți, există. Există astfel de bărbați, se poate. Și sunt bărbați care se bucură altfel de energia lor, de relația lor de cuplu. Ca să nu mai zic că femeia apucă, în sfârșit, apucă și ea să se bucure mai mult, pentru că corpul feminin este yin de natură. Yin înseamnă mai rece, înseamnă că se încălzește mai greu. Tocmai pentru că avem organele sexuale în interior, înseamnă că durează până când pornești focul, pui apa la fiert, nu? Durează, dacă o pui direct în încălzitor, se încălzește repede. La fel, la energia masculină, la bărbați mai ales, având organele sexuale în afară, ei se încălzesc mult mai rapid din punct de vedere sexual. Și atunci tendința este să și termine repede. Da, să o spunem și pe asta, cu terminatul și neterminatul. Graba asta de a termina nu e nimic de terminat, e de savurat. Savurat, exact, pentru că dacă terminăm, ce e un obiectiv pe care l-am bifat și am plecat. Am marcat golul și am plecat. Și femeia rămâne neîmplinită. Și apropo și de frustrări, că e o mare legătură între menstruație și sexualitate. De multe ori la menstruație pot reieși frustrările de natură sexuală de care ziceam. Pentru că ea nu a apucat să se bucure și ea de actul sexual. Nu a apucat să se bucure în modul în care acest corp de femeie a fost creat să se bucure. Că e și asta o chestie. Și ea nu apucă aproape niciodată. Și lucrez cu femei care vin la mine și îmi spun asta. Foarte multe femei aflate în căsnicii de o viață. Da, adică au trecut 10-20 de ani și tot la fel. Ce mă fac, Adela? Se termină tot în 4 minute. Da. Și e nevoie să facă femeia ceva? E nevoie măcar să aducă la cunoștință bărbatului că ea nu se simte împlinită. E nevoie să comunicăm. Dar nu din spațiul acela de critică și de taca-taca și de... Pentru că mulți bărbați pot ajunge să înțeleagă, păi dacă eu ejaculez, oricât mă strădui, tot ejaculez, înseamnă că e ceva în neregulă cu mine că ejaculez, adică să ajung în cealaltă extremă. Și nu e ceva în regulă, doar învață, dă-ți voie să înveți, e ca un sport. Cel puțin așa mi-au spus mulți bărbați, nu știu că am mai discutat, se învață antrenarea unor mușchi și se învață acel punct de no return, adică să ajungi să fii ca bărbat suficient de conectat cu corpul tău ca să nu ajungi în acel punct de no return, adică there is no way back. Da. Și dacă ne ascultați, dragilor, când ajungeți în punctul there is no way back, there is no way back. Și să nu ajungi acolo, dar fără ca tu să te frustrezi, adică să iei acea energie sexuală și să o duci în corp și să te hrănești cu ea. Și asta se învață și chiar și în retreat-urile, când mai țineam retreat-uri pentru cupluri și când mai lucrez cu respirația, se învață foarte mult prin tehnici de respirație. Nu se poate, dacă nu înveți să respiri, o să intre pe felie respirația inconștientă în acel moment. Și e foarte interesant ce se întâmplă când intră inconștientul pe felie, de dorința de a simți un gram de plăcere, intră tot inconștientul din tine, ca bărbat, și apoi îți pare rău, știi? Că parcă a fost, da, totuși, cam scurt. Deci sunt multe avantaje ca bărbat să înveți controlul ejaculării. Ca să nu mai zic, dacă nu sunteți fan prezervativ, la fel, învățați să controlați ejaculatul. Că mă întrebau femeile ce pastile anticoncepționale sau nu, ce metode anticoncepționale naturale recomanzi, Adela? Acum eu presupun că mi-ai pus tu această întrebare. Și mereu zic, este o metodă, dragilor, foarte bună, dar nu o să vă placă pentru că presupune practică. Se numește conștiența legată de propriul corp. Eu, ca femeie, să-mi cunosc foarte bine ciclul, să știu, acum vorbim de o relație de durată, da? În care nu există riscuri, poate, de infectare sau de alte aspecte, să-mi cunosc suficient de bine corpul, astfel încât să știu când sunt la ovulație și când nu. Să știu când sunt fertilă și când nu. Să simt asta, nu doar să știu cu mintea. Că nu-i de ajuns să știi ziua calendaristică. Că te poate induce în eroare, uneori ciclul se mai scurtează sau se lungește. Să știu asta și să simt asta. Iar la bărbat să învețe metoda aceasta de care v-am zis, de controlul ejaculării. Nu continența, până la continență mai este. Continența deja e next level. Și e foarte mult pentru călugări, continența, pentru călugării budiști. Este efectiv reabsorbirea tuturor energiilor sexuale în corp pentru elevarea conștiinței. Este total altă poveste. Dar să nu încercăm să sărim, pentru că vorbim de omul normal, de omul din mediul urban, care nu mai este omul de acum 5.000 de ani. Nu știu, de exemplu, tehnicile taoiste vorbesc mult despre cât se permite unui bărbat să ejaculeze, în funcție de vârstă. Cu cât ești mai tânăr, poți ejacula mai des, cu cât înaintezi în vârstă, trebuie să ejaculezi din ce în ce mai rar. Ca să ce? Ca să-ți conserve energia vitală. Adică, în traducere mai artelenească, că eu sunt din Ardeal, să nu te caute moartea prea repede pe acasă. Pentru că se știe, longevitatea masculină este mai scăzută la bărbați decât la femei. Adică, dacă ne uităm statistic, bărbații mor mult mai repede. De ce? Asta este principala explicație. Numărul de ejaculări. Serios? Da. O pierdere foarte mare de cantitate vitală, de energie vitală. Dar, deci, ok, la continență nu suntem acolo, dar la controlul ejaculării, adică ce înseamnă asta? La ce te referi mai exact? Adică să nu că să nu ejaculezi deloc, ci să ejaculezi doar... Când vrei tu, ca bărbat. Aha, când vrei tu. Da. Adică... Dar nu după 4 minute. Ca să simtă și femeia ceva. În traducere, pentru bărbații care ne urmăresc, să fii tu comandantul corabiei tale, da? Nu hormonii, nu testosteronul, nu spermatozoizii, da? Tu să fii comandantul, adică tu spui, băieți, băieți, veniți înapoi, da? Nu vă duceți în mare încă. Deci tu ești la comandă, adică eu decid ca bărbat când vreau și cum vreau. Și dacă se poate, cu cât mai rar, cu atât mai bine. Dar într-un mod în care să nu construiesc sau să ajung să pun mai multă presiune în corp. Adică mulți bărbați se plâng de acest efect. Păi, primul efect este în cazul să-ți simți testiculele inflamate, dacă e prima oară când încerci asta. Dar cu practica nu mai e cazul. Și de obicei această tehnică se predă de către bărbați. Adică bărbații predau altor bărbați această tehnică. Nu că o femeie n-ar putea, dar unei femei ar fi mult mai greu să înțeleagă, sau poate unui bărbat i-ar fi mult mai greu, mai bine zis, unui bărbat i-ar fi mult mai greu să primească și să accepte de la o femeie așa ceva. Decât de la un bărbat e mai ușor. Dar o femeie are voie să se orgasmeze mai mult, să zic așa, adică să aibă 5 orgasme într-o lună? Am primit un răspuns din culise. Da, la cât, știi, noi aveam o urare în cercurile, în retriturile de femei, aveam o urare în loc de la mulți ani, când era ziua cuiva, la cât mai multe orgasme, da. Cât mai multe, cu atât mai bine, doar să nu te simți, să nu cumva să te simți descărcată energetic. Adică atâta timp cât tu te simți hrănită, în principiu, femeia nu pierde energie vitală prin orgasm. Nu pierde, nu? Nu. Dar yes. Stai liniștită că pierde altfel. Femeia pierde foarte multă energie vitală printr-o naștere, mai ales dacă e prin cezariană sau prin operație. Pierde foarte multă energie vitală prin menstruație, dar mai ales dacă e o menstruație abundentă cu coagule, cu dureri, acolo se pierde o cantitate mare de energie. De-aia nici nu, dacă ai o menstruație dureroasă, nici nu ești bună de nimic în momentul ăla. Și mai pierde prin alăptare. Și sunt femei care au 3 copii, unul după altul, alăptează 10 ani din viața lor sau 7 ani. E vorba de lichide, de cantitatea de lichid vital care părăsește corpul. Cu cât este mai mare această cantitate, cu atât se drenează. Primele care se drenează sunt glandele suprarenale și rinichii, pentru că de altfel noi credem că energia sexuală pornește de la organele sexuale, dar nu, energia sexuală pornește de la rinichi. Dar cum, naibii? Că am mai auzit asta tot la tine. Da, în medicina tradițională chineză ilustrează meridianele. Rinichii sunt considerați rezervorul de energie moștenită, energie vitală, jing, care este și cantitatea de energie pe care ai moștenit-o de la părinți și de la generațiile anterioare. Adică dacă ai avut norocul să te naști, așa am zis cu unii bărbați care ejaculează mult, că au avut norocul să se nască într-o familie cu niște oameni, nu știu, care aveau o energie vitală foarte puternică. Adică oameni longevivi, oameni care au trăit mult, oameni care au făcut multe, oameni cu o energie sexuală puternică, li se mai spune. Energie sexuală puternică nu înseamnă oameni tot timpul pregătiți să călărească, să ne înțelegem. Energie sexuală puternică înseamnă vitalitate multă, înseamnă rezistență, oase puternice, înseamnă... Da, oase puternice, cum ziceam, înseamnă, în cazul femeii, o capacitate de a duce multe sarcini, de a avea mulți copii. Dacă știi că nu ești genul, adică constituția ta nu a moștenit așa ceva, că vorba aceea poate nu ți-au dat, nu ți-a mai rămas și ție din puncte de moștenire. Se spune în medicina tradițională că primul născut ia cei mai buni. Deci, atenție, dacă sunteți al 5-lea, al 6-lea, ia cei mai buni din jing, adică din măduva spinării, chiar din măduva oaselor părinților. Și atunci, dacă te știi că nu ești un om foarte plin de vitalitate, dacă știi că ai o constituție mai delicată, atunci e nevoie să fii foarte atent cum îți gestionezi energia vitală și sexuală implicit. E nevoie să înveți să fii și un bun conservator. Adică tot timpul să te întrebi, am energie pentru asta sau nu? Da? În tinerețe se spune că, mai ales până în 30 de ani, nu spui această întrebare. Și scoți la energie din corpul tău nopți pierdute, da, exact. Muncă multă, dar după anumită vârstă începi să spui întrebări. Nu mai pot mânca orice, nu mai pot face orice, nici sex nu mai pot face ca înainte, da? Ceva s-a schimbat. E semn că s-a dus multă energie din rezervoarele rinichilor. În practicile pe care eu le predau la cursuri și în programele mele, lucrăm și pe partea asta. Ok, pe lângă ce ai moștenit și poate n-ai foarte mult cont în bancă, ca să zic așa, în rinichi, cum să facem să ne amplificăm energia vitală, astfel încât să avem pentru orice ne dorim să facem. Și pentru asta, primul lucru cu care lucrăm sunt blocajele. Dacă avem așa zisele traume sau blocaje de natură sexuală stocate în corp, de obicei ni le arată organele noastre sexuale și ni le arată mai ales când facem dragoste. Se vede dacă avem sau nu blocaje. Atunci se văd multe, de altfel. Dar cum? Și dacă există blocaje, vă dați seama, toate acele tensiuni, toate acele puncte tari din corp consumă foarte multă energie. Deci alea sunt ca niște, nu știu, ca niște virus sau ca niște absorbanți de energie vitală. Inclusiv femeile care dezvoltă chisturi sau fibrom. Acelea sunt niște simboluri fizice ale blocajelor de natură emoțional-sexuală, care stau acolo, nu au viață în ele, deci practic sunt creații moarte, deci tu ai moarte în tine, care suge energie vitală, adică absoarbe din energia vitală și toți zici, dar de ce sunt așa obosită, dar nu înțeleg de ce sunt așa obosită. Și atunci te duci să-ți faci un control la medic și afli că ai ceva. Ei, acel ceva pe care tu l-ai acolo cere tot timpul de mâncare și se hrănește. Și atunci lucrăm pe a debloca meridianele energetice și a scoate aceste traume din corp, care pot să ducă la chisturi sau, nu știu, somatizări, sau poate încă nu s-a ajuns acolo, dar tu știi că le ai și atunci mai bine le deblochezi acum ca să nu fie prea târziu. Și se întâmplă asta la cursurile tale? Prin programul, mai ales programul acesta de 40 de zile, pe care îl încep acum, îi zice sexualitate conștientă. Se lucrează cu această metodă care e foarte puternică, respirația alchimică. Se deblochează multe, da, multe traume stocate în corp. Pentru că se merge pe principiu, trauma stocată în corp nu o poți scoate cu mintea. Da, așa e. N-ai cum, nici cu terapie cognitivă, nici așa cu... E. Trauma stocată în corp, doar prin corp o poți scoate. Pe principiul că corpul nu minte niciodată și corpul nu uită niciodată. Dacă tu ai uitat cu mintea, ai uitat cât de traumatică a fost acea experiență sexuală, nu știu, la 18 ani, să știi că corpul tău n-a uitat. N-a uitat și se activează ori de câte ori tu ai o experiență sexuală. Se poate reactiva. Și e acolo. Asta nu înseamnă că nu o poți vindeca. Ok, hai, următoarea întrebare. Da, poți să alegi. Da. Las că cred că ți înțelegi scrisul. Când ne dăm seama când putem intra și sexual într-o relație. Când putem intra și sexual într-o relație. E de văzut aici cu toate nivelurile la care interacționăm, mai ales în relația, mă gândesc că e vorba de relația bărbat-femeie sau, mă rog, poate fi și relație de același, între persoane de același sex, dacă asta le este destinul. E vorba de relaționarea la mai multe niveluri și atunci noi avem tendința, când ne cunoaștem prima dată, primul nivel la care să interacționăm să fie cel mental. Asta e cel mai safe, apropo de dating, nu? datingul, la masă, în oraș, este la nivel mental. Ei, la nivel mental tu nu poți să-ți dai seama prea mult despre persoana, pentru că la nivel mental intervin mult proiecțiile, intervine mult, nu știu, fiecare încearcă să scoată, să vorbească despre sine. Apoi interacționăm la nivel emoțional. Bine, implicit are loc o interacțiune la nivel energetic. Mm-hmm. Și interesant aici cu sexual, pentru că femeile vor întâi să interacționeze la nivel emoțional cu un bărbat și chiar să-l vadă în vulnerabilitatea lui emoțională, dacă se poate, ca apoi să se deschidă și sexual. Și aici zic femeile aflate într-o energie feminină, da? Nu mă refer la femeile aflate preponderent într-o energie masculină. Iar hai să zicem așa, persoanele aflate într-o energie cu preponderență masculină vor avea tentația să înceapă cu asta, să înceapă cu sexul. Ca să vadă dacă este compatibilitate la nivel sexual, mergem mai departe să verificăm compatibilitatea și la celelalte niveluri, pentru că de multe ori, la nivel emoțional, e nevoie de timp să ne cunoaștem. Dar cum ziceam, e foarte important să ajungă sufletele la întâlnire. Din perspectiva mea, asta e a mea, nu trebuie să fie și a voastră, la nivel sexual ar trebui să se ajungă când deja există un nivel de siguranță deja creat, în primul rând, în femeie. Pentru că tu ca femeie nu te simți suficient de în siguranță în corpul tău și în prezența bărbatului respectiv și te avânți într-o experiență nouă sexuală, s-ar putea să o regreți ulterior sau s-ar putea ca, virgulă, corpul tău să o interpreteze ca pe ceva dureros sau chiar emoționalul tău să o interpreteze ca pe ceva dureros. Ceva genul, încă o dată, am făcut-o încă o dată și tot neîmplinită mă simt. Nu știu dacă am fost suficient de clară. Da, adică am înțeles. Ideea e că ajungem să facem sex cu noul partener după ce eu ca femeie mă simt mult mai insigur, adică mă simt în siguranță că l-am cunoscut pe mai multe planuri, că îmi dă starea de siguranță mie ca femeie, astfel încât ăsta să fie ultim pas, de fapt, nu? Exact. Multe femei se plâng de acest, mă rog, plângerile colective. Femeile se plâng că bărbații vor doar sex și bărbații se plâng de alte aspecte, dar când te plângi că bărbații vor doar sex, poate fi semnul că undeva tu ai în tine acest tipar patriarhal de, eu îi mai spun, man-pleasing. Adică să satisfac bărbatul ca el să-și facă o părere bună despre mine. Adică eu nu simt să fac sex cu el, okay, dar o să o fac ca nu cumva să nu știu, nu fac datoria, să îi scadă interesul față de mine. Da? Deci e foarte important să existe dorință, să existe acea siguranță de care ziceam, să știi tu sigur că asta vrei. Chiar dacă e din prima seară, dar știi cu tot corpul, cu toată ființa ta că this is the right thing to do. A, deci se poate și din prima seară? Dacă simți? Ești sigură. Nu există reguli. Nu există reguli. Eu chiar cred că dacă ne ținem de reguli, ne frustrăm. Pentru că de multe ori când noi avem o regulă, de-am înainte așa fac, așa o să fac, vine viața și îți dă o situație în care să se întâmple exact opusul, știi? Ca să te frustreze puțin, ca să-ți dai seama oare chiar e necesar să fie așa? Da? Oare chiar există o regulă? Nu, adică dar tu recomanzi ca sexul să fie printre ultimele părți ale unei conexiuni interumane, femeie, bărbat sau de același sex, cum ai zis tu, dar în același timp îți menții ideea că, băi, viața vine la pachet cu cum e ea, viață, cu niște lucruri pe care nu le putem controla și dacă e să fie mega feeling din prima seară, aia se întâmplă și după vă asumați. Da, totul. Exact. Nu? Ideea este că s-a creat o extremă prin filmele americane. În filme, doar asta vedem. În aproape toate filmele. S-au văzut, s-au plăcut, da? Au trecut mai departe, instant. Și s-a creat un precedent pe care și tinerii din ziua de azi îl practică. Și apoi îl regretă. Sau mai târziu îl vor regreta. Și asta nu recomand. Mai ales dacă e vorba de prima experiență sexuală, nu recomand această grabă. Pentru că nu ne grăbim nicăieri. Sexul necesită... Tocmai pentru că vrem să fie savuros și delicios, ar trebui să nu ne grăbim cu nimic. Și să lăsăm să se lucreze la toate nivelurile între noi. Nu de alta, dar sexul înseamnă schimb puternic de energie. Atenție! E un mare schimb de energie care se face și dacă tu ești ok să faci un astfel de schimb de energie cu unul pe care acum l-ai cunoscut într-un bar și, nu știu, sub influența alcoolului, dacă tu ești ok să introduci acea energie în tine, do it, why not? Dar atunci asumă-ți și consecințele care pot urma la pachet. Consecințele pentru un corp de femeie, acum nu vreau să vă speriu, gata, nu mai... Nu, zile extreme, dar consecințele pentru un corp de femeie este partea de digerare a unei energii străine care a intrat în tine și care a intrat așa, pe direct. Fără prea multe filtre. Da? Pentru că la sexual nu există filtre. Chiar dacă folosim prezervativ, energetic nu există prezervativ. Și e ca și cum ai luat o nouă energie în tine. De asta ai grijă să-ți placă mult energia aia, să fii sigură că o vrei în interiorul tău. Nu de alta, dar corpul tău va avea de procesat acea energie. Și atunci observă cum te simți după, în procesarea acestei energii. Te simți plină de viață, te simți încărcată, te simți, nu știu, mai vitală în corpul tău și mai juicy, sau te simți obosită? Sau simți că parcă s-a creat o dependență? Sau vezi ce simți? Oamenii ziua de azi sunt așa, vai, Adela, simt asta sau îmi spun, mă doare asta sau ce înseamnă, ce înseamnă? Sau mă duc repede să iau cauzele emoționale ale bolilor, să citesc în cărți, dar nu sunt... Sunt generalități, dar e foarte important ce înseamnă pentru corpul tău, care e diferit de al meu sau de al altora. Nu înseamnă că nu avem aceste generalități de corp de femeie, corp de bărbat, dar e foarte important să vezi ce înseamnă pentru tine. Și pentru fiecare, corpul are modalitatea lui unică de a te avertiza când ceva este în regulă și când ceva nu este în regulă. Și ține de tine să asculți. Și multe sau mulți dintre noi nu ascultăm. Adică eu mă avertizează corpul, dar cu toate astea eu trec peste, pentru că îmi place așa de mult persoana aia, încât nu mă mai interesează de mine. Știi? Nu mă mai interesează. Eu m-am pierdut deja în celălalt. Dar corpul meu a fost acolo, corpul meu m-a avertizat, doar că eu n-am ținut cont. Și atunci, de asta insist pe conectarea la corp. Și pe sexualitate. Nu putem vorbi de sexualitate dacă nu suntem conectați la corp. Altfel, sunt două corpuri care se întâlnesc și atât. Dacă el nu e conectat la corpul lui, ea nu e conectată la corpul ei, sunt ca două corpuri care se folosesc unul de celălalt să extragă un pic de plăcere sau o masturbare în doi, cum îi mai zic eu. Și asta e tot. Sufletul rămâne foarte neîmplinit. Și trăim vremuri în care tot mai mulți oameni își pun problema asta, sau nu e o problemă, își pun această întrebare legată de suflet. Pentru că degeaba sunt împliniți sexual dacă nu sunt împliniți sufletește. Și până la urmă nu există împlinire sexuală adevărată fără și o împlinire la nivel de suflet. Că sunt și multe cupluri care zic, a, între noi sexul merge bine, doar la celelalte niveluri nu ne înțelegem. Dar ce înseamnă să fii împlinit la nivel de suflet într-o relație de cuplu? Și pe asta lucrez în programele mele, pe a te asigura că există această legătură neblocată între zona sexuală și zona inimii. Când cele două zone comunică, pentru că ele sunt create să comunice, când cele două zone comunică fără probleme, atunci... o interacțiune de genul ăsta te lasă foarte împlinită sau împlinit. Dar când există o ruptură, o fragmentare puternică, o deconectare între inimă și sex, pe baza unor traume de obicei, atunci doar o anumită parte este împlinită. Mm-hmm. Și tendința este când, nu știu, de exemplu, se întâlnesc doi, unul este blocat pe parte de sexualitate, are niște blocaje pe parte de sexualitate, deci s-a disociat de organele sexuale, nici nu simte, nu are nici orgasm, nu simte mare lucru. Sau când este blocat pe parte de inimă și emoțional, adică nu vreau să fiu văzut în vulnerabilitatea mea, nu-mi dau voie să iubesc cu adevărat, nu-mi dau voie să mă las iubită cu adevărat. Mm-hmm. Și de asta este această diferență între a face sex și a face dragoste. Și interesant că în engleză e to have sex and to make love. Adică have sex, adică sexul pot avea, îl pot avea ușor, îl pot cumpăra, nu? Ziua de azi îl poți avea cu un click distanță. Asta e diferența. Dragostea totuși se face în sensul că e nevoie să faci ceva ca să ajungi să experimentezi și dragostea prin sex. Dar dragostea nu se face la fel. Poți tot ce poți este să creezi cadrul ca dragostea să se manifeste. Pentru că tu pui iubire, dacă tu pui dragostea, apropo, în tot ceea ce tu faci, o să faci dragoste, nu o să faci doar sex. Mm-hmm. Dar dacă tu nu pui, de felul tău ca om, tu nu pui iubire în ceea ce faci, nu o să pui iubire nici în actul sexual și o să zici doar că faci sex. Și atât. Înțeles. Adela, să știi că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, mai avem 10 minute, așa că te rog să iei și întrebările astea și vezi cum răspunzi la ele. Extragi, te rog. Să mai extrag. Da, da, adică toate. Cât mai scurt și la obiect, nu? Da, exact. Cum accesăm sexualitatea? Aoleu, ce întrebare, așa. Cum accesăm energia sexuală? E de fapt tot timpul în noi această energie și ține de noi să învățăm să o accesăm. Cum accesăm? Din fericire, în ziua de azi există foarte multe metode, practici care te pot învăța asta. Una este și cea pe care o folosesc eu, prin respirație alchimică, prin orice practică de conectare cu corpul te poate ajuta să-ți accesezi energia sexuală. Și energia sexuală autentică, aia care e în tine, nu cea indusă. Deci nu cumulul de credințe și gânduri și emoții și trăiri pe care eu îl am vis-a-vis de sex, asta îmi dă mie sexualitatea. Mm-hmm. Asta este sexualitatea și cumva sexualitatea este un concept mai mult decât... pe când energia sexuală este deja energia pură, este energia vitală din corpul tău, care se rafinează. Dacă reușești să o treci de sex, de zona strict genitală și să o lasă să-și facă treaba prin corpul tău, ea se rafinează și face din tine o ființă umană din ce în ce mai șlefuită și mai luminoasă, zic eu, dacă îi permiți. Super, deci ține o practică concretă în afară de, pe care o putem să facem acasă, să zicem, până ajungem la cursurile tale sau până prin care să ne simțim energia sexuală, aia autentică. E tot ar trebui să vă arăt practica, pentru că sunt practici cu corpul. Păi și poți să ne arăți? Chiar acum, nu știu, nu m-aș aventura, dar, uite, de exemplu, o practică simplă pe care o poți face este să te conectezi cu zona perineului tău. Adică să pui mâinile aici? Nu, pe aici? Să eliberezi această zonă, și să o lași puțin liberă și să începi să respiri în această zonă. Doar să vezi ce se întâmplă. Sau o altă practică este să îți atingi corpul, dar fără intenții de masturbare, fără intenții pur sexuale. Și asta le spun mult și bărbaților, dacă puteți, și bărbaților și femeilor, dar femeilor le e mai ușor. Înlocuiți masturbarea cu ejaculare cu atingerea corpului. Oh, nu, Adela, de ce mă faci gay? Dar nu ești gay, pur și simplu. Și corpul tău zice, atinge-mă, te rog. Iar Răzvan atinge. Și atunci, de exemplu, în medicina tradițională chineză, unde cel puțin acum 5.000 de ani nu existau atâtea credințe limitative, așa cum femeile, de exemplu, au nevoie de această practică să-și maseze sânii în fiecare zi, le ajută foarte mult pentru sănătate, și în cazul bărbaților există masajul testiculelor. Ia auziți, băieți! În fiecare zi, tot practică pentru longevitate și pentru activarea energiei sexuale. Dar dacă, repet, dacă tu te grăbești apoi cu această energie să scapi de ea printr-o ejaculare, s-ar putea ca efectul să fie atât și gata. Ok, deci ajungi la asta, faci ce ai spus tu până acum, și dacă ajungi să te exciți, practic trăiești acea excitație, trăiești acea plăcere, fără să ajungi să o scoți din tine, să te masturbezi sau să ajungi la orgasm. Da, și nu? Să vezi, poate chiar contorizând pe telefon, cât reziști să stai în plăcere fără să te duci în punctul culminant. Cât reziști. Greu. Și o să vezi că nu o să reziști decât dacă înveți niște practici de respirație. Da? Pentru că dacă te duci pe varianta inconștientă, acolo te duce. Varianta inconștientă, adică stimulăm un punct local și apoi trecem de punctul de no return de care v-am zis și expulzăm. Da, de ce? Pentru că bărbații, femeile au impresia că wow, ce sex am făcut, dar nu, n-ai făcut decât să reproduci programul naturii de reproducere. Și atât. Da? Nu ai folosit sexul la adevărata valoare pentru care a fost lăsat. Și are multe valențe și multe roluri sexul. Și chiar vă invit să vă documentați, să explorați mai mult. Wow, la ce altceva mă poate ajuta toată povestea asta? Mai ales dacă ești o persoană care te consideri foarte sexuală. Era acel film, am uitat cum îi zice, era un film care a avut mare succes. 50 Shades of Grey sau ce? Nu, era un film un film european, dar îmi scapă denumirea. Ăsta acum 365? Cu o femeie actiată de sex, dar nu mai știu cum îi spune. Sex Life? Nu e pe Netflix. A fost un film european care a dus atunci mulți oameni la cinema și toată lumea a venit la cinema spunând, wow, să vedem o femeie. Cred că ninfomana sau ceva de genul îi zicea. A venit să vedem o femeie ninfomană, și când acolo filmul le-a cam dezamăgit pe mulți. Pentru că... Să nu uiți să-mi răspunzi la întrebări, că nu mai avem mult timp, te rog. Pentru că asta vreau să zic, că sexul nu este ceea ce ați văzut sau am văzut în porno. Și pentru asta e nevoie să lucrăm la multă decondiționare. Să ne decondiționăm mental de ce am preluat de acolo și n-are nicio treabă cu naturalețea. Am înțeles. Ce este intuiția? Ce este intuiția? Deja și iau cealaltă întrebare, pentru că sunt întrebări foarte filozofice, așa, aș putea să povestim tot felul. Ea aș zice că e tot o formă de comunicare între corp și spirit, mai mult, și suflet, dar mai mult spirit. Dar e tot o formă a corpului, pentru că intuiția se simte. O simți în corp. De a-ți spune că așa stau lucrurile. Pe când logica zice așa stau lucrurile, dar te duce pe multe, multe scări. Pe când intuiția e ca și cum ai luat liftul, spune-o că așa stau lucrurile. Dar logica zice nu, întâi trebuie să demonstrăm, să vedem dacă într-adevăr așa stau lucrurile, ceea ce ia mai mult timp. Pe când intuiția este un răspuns rapid al corpului care zice așa este. This is it. I just know it. Nu am o explicație logică, dar știu că așa este. Și după aia, cu timpul, voi verifica și cu logica și mă conving. Și așa învăț să-mi ascult intuiția, tot practicând. Ascultând, dacă simt că așa este, hai să fac așa. Și ulterior o să mă conving dacă am avut sau nu dreptate. Ok, mulțumesc. Și... Oh, ce întrebare! Cum recunoaștem un bărbat adevărat? Să mă învețe și pe mine. Nu cred că există reguli nici aici. Și ce înseamnă un bărbat adevărat? Pentru fiecare cred că înseamnă altceva. Dar probabil că ai vrut să întrebi, tu ai pus întrebarea, nu? Da, ai vrut să întreb cum recunoști bărbatul potrivit pentru tine. Da, mai degrabă așa. Da. De multe ori este oglinda bărbatului tău interior. Că-ți convine sau nu, de obicei acela este. Dar avem și un bărbat interior? Da. Care seamănă cu cine? Cu tatăl nostru sau cu cine? Adică e vreun reper să-mi dau seama care e bărbatul meu interior? Păi poți să-ți dai seama de fiecare când ești într-o energie masculină. A, ăla e bărbatul meu? Acela e bărbatul tău interior. Acum, bărbatul interior poate să manifeste o energie masculină sănătoasă sau o energie masculină nesănătoasă. Pentru că multe femei spun, a, eu sunt masculină, eu sunt puternică sau eu sunt un adevărat bărbat. Nu neapărat, ești într-o energie masculină, dar distorsionată, poate. Pentru că masculinul patriarhal nu e un masculin sănătos. Adică dominantul acela, abuzivul sau dacă tragi de tine, dacă forțezi, dacă nu asculți, dacă ești în ego foarte mult, dacă ești mult într-o poziție de putere, dacă tu cauți puterea, toate astea sunt semne de energie masculină distorsionată. Nu este o energie masculină sănătoasă. Pentru că energia masculină sănătoasă nu vrea să se impună, de exemplu, se impune doar prin simplu fel de a fi. O energie masculină sănătoasă știe să ghideze, știe să conducă, știe să dea direcție, știe să se centreze, da, este, nu știu, ca o ancoră sau este o energie a verticalității, a integrității. Deci nu putem zice că vorbim de energie masculină când vedem, nu știu, o manifestare distorsionată a ei. Și asta, aici avem cu toții de lucrat, zic eu, la a diferenția masculinul autentic de masculinul ăsta patriarhal, care e și un masculin misogin, de exemplu. Și atunci te uiți la bărbatul tău interior și care poate să reflecte ceea ce ai preluat tu pe cale masculină sau legat de masculin de la bărbații din viața ta, care pot fi de la tată, îngrijitorul din viața ta, până la colegii cu care lucrezi. Sunt și ei niște oglinzi la un anumit nivel, dar pot să reflecte ceva. Tu știi foarte bine ce anume reflectă și de obicei bărbatul potrivit îl recunoști prin ceea ce simți în corp în acel moment. Dar dacă tu ai radarul defect sau defectat, dacă radarul tău de identificare a bărbatului potrivit e defectat pentru că ai super multe proiecții sau ești foarte mult în ego sau în, nu știu, ai tot fel de idei despre cum ar trebui să fie un bărbat, nu o să-l recunoști. Pentru că ești bruiată de, cum vorbesc la modul general, ești bruiată de toate acele idei, concepții de cum ar trebui. Și nu mai recunoști autenticitatea și nu te mai uiți nici la masculinul tău interior. O ultimă întrebare, înainte să alegi și astea, tot așa, dacă poți să răspunzi așa cât de scurt poți. De ce avem tendința, ne despărțim de cineva și avem tendința să rămânem acea ciclicitate? Poate ne împăcăm, poate nu ne împăcăm. De ce? Pentru că nu s-a terminat relația cum ar fi trebuit, nu știu. De ce avem tendința să ne întoarcem? Trecem la relații. Și mai avem un piște în podcast-ul. Da, relație cu total subiect, adică unul mult mai relația pe bază emoțională, zici tu. Eu zic că nu s-a încheiat ciclul, e nevoie să se închidă ciclul. Păi și cum se închide dacă unul dintre ei nu vrea? Trauma asta înseamnă ciclul neîncheiat. Și dacă am avut o relație bazată mai mult pe traumă, acea trauma bond, cum se zice acum în engleză, faptul că nu se încheie semnalează că și noi mai avem ceva de încheiat acolo în relația noastră cu trauma care ne-a adus împreună, în primul rând. Dacă e vorba de o traumă, că poate ne-a adus altceva împreună. Poate ne-a adus colegialitatea, colaborarea, nu știu, altceva. Dar de obicei e o traumă acolo unde unde lucrurile tot timpul sunt în aer, sunt confuze, nu reușim să trecem la next level, e semn că energia voastră, amândorura sau a unuia, a rămas agățată. Și de obicei se încheie cel puțin unul dintre parteneri și-a făcut închiderea buclei. Și chiar și prin respirație ești trecut prin toate fazele unui ciclu, accesezi trauma, dar ți se dă ocazia să o închizi în acel moment. Nu să rămâi agățată în ea. Mm-hmm. Dacă noi tot timpul ne gândim, simplu gând, dar dacă aș fi făcut altfel... Da, exact, că te întrebi. Dacă aș fi procedat altfel, deja te agață. Nu lasă să se închidă ciclu. Mm-hmm. Gânduri de regrete, cam așa se întâmplă, de nu putem încheia. Am înțeles. Îți alegi o cifră sau deschizi tu cartea după ce îți pui o intenție, de la 0 la 999 sau deschizi pur și simplu cartea, numerele îngerilor, și îți alegi și vezi, ți-ai pus intenția? Da. Deschizi cartea sau alegi cifră? Aleg cifră. Ia zi. Nu știu, până la ce număr ai zis că sunt? 0999. A, 999. 99. Că eu sunt cu cifra 9. Îți place 9? Tu ce cifra destinului ai? 9. 9, nu? De acolo? Da, și sunt și ziua de naștere, tot cu 9. 99. Oh, ai parte de un moment de iluminare. Ia aminte la toate lucrurile ce vin înspre tine în acest moment. Ok. Deci ai parte de un moment de iluminare. Ia aminte la toate lucrurile ce vin înspre tine în acest moment. Foarte nice. Foarte util acest mesaj. Da? Da. Se potrivește cu intenția ta? Se potrivește, da. Bravo. Și de aici alegem o carte de la... Louise Hay. Citești tot dacă vrei. Apreciez tot ceea ce fac. Spun ce am de spus, păi am făcut deja, cer ceea ce vreau, îmi revendic puterea. Da. Sunt îndeajuns de bun așa cum sunt, mulțumesc. De confirmare. Adela, îți mulțumesc mult de tot și eu pentru că ai venit de la Cluj la noi. Mâine avem curs de respirație alchimică, voi fi și eu cu tine alături acolo să ne distrăm, să încheiem ciclul, să ne respirăm din toate. Mulțumesc mult de tot, cu recunoștință pentru tot ceea ce am primit de la tine. Și cine știe, te mai așteptăm pe la noi, că subiecte sunt, nu vezi că nu ne mai săturăm de taină. Am făcut 2 ore deja în cap. Mulțumesc mult! Mare drag, sper că te-ai simțit și tu bine. Da, foarte bine, mulțumesc! La revedere, dragilor! Să vă fie de folos această emisiune. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!